Salutare și bine v-am găsit pe vlog. Am terminat serviciul, să zic așa, și o să mergem către garajul Honda să lăsăm mașina acolo pentru mâine. Mâine o să le facă băieții revizia. Știu că este cam întuneric, poate o să vă gândiți, bă, așa a făcut ăsta bani să-și ia mașina, a lucrat până noaptea târziu. Dar este iarnă și bineînțeles se întunecă foarte devreme. Este ora 4 și jumătate. La 5 am vorbit cu băieții să ajungem să le lăsăm mașinile, să se poată ocupa de ele. O să vă arăt imediat aici la mentenanță. Avem aici, am depășit cu 99 de kilometri. La 40.000 de kilometri trebuie reglate valvele. O să mergem să reglăm valvele, o să schimbăm și uleiul în motor, cum am spus, și în cutia de viteze. Să o facă băieții o verificare, să vedem ce, dacă mai trebuie schimba ceva. Dar asta o să decide ei, că ei sunt profesioniști. Acum o să plecăm. Avem și fratele acolo cu FK8-ul, el are 32.000 km, o să schimbe uleiul. Hai că mai vorbim pe drum, vă las. În mod normal uleiul schimb la 10.000 de km sau bineînțeles sau un an, dar acum nu am decât 6.800 de km, dar dacă tot ajung cu ea la reprezentanță și o să umble băieții la ea, o să schimbe și uleiul, bineînțeles, nu are rost să mai aștept încă 3.000 de km și să mă întorc din nou. O să fac o mentenanță mai mare acum. Îmi pare foarte rău că nu pot să intru în garajul Honda și să filmeze toată operațiunea, că eram foarte curios să văd și eu cum arată motorul meu pe interior. Adică pe interior mă refer sus la axele cu came, că nu o să deschidă tot motorul, o să dea jos doar capacul să regleze culbutorii sau cum naiba le spune. Dar din păcate cu aceste reguli COVID nu se poate intra și sper să mă rezolve băieții cu câteva poze. Măcar câteva poze, poate îi păcălesc pe ei să filmeze puțin dacă au timp. Dar ei trebuie să-și facă treaba și nu au timp de prostel. Dar vede, iarăși eram curios dacă cineva din România a ajuns cu FK2 la 40.000 de km și a trebuit să facă această revizie. Eram curios cât a costat în România și să vedem cât costă și aici în Belgia. Să facem așa o comparație. Pe mine cred că această revizie o să mă coste undeva la 500 de euro cel puțin, pentru că am spus să o să schimbăm uleiul și în cutia de viteze, la motor, reglatul valvelor și o mică verificare a mașinii. Dar o să vă anunț după ce termină băieții, o să vă iau factura și o să vă pot prezenta mai detaliat. Iar dacă avem posesor de Honda Typer în rândul urmăritorilor, voi la câți kilometri schimbați uleiul? În special la FK2 și FK8, că aceste modele sunt turbo și părerea mea este că 10.000 km este destul de mult și nu se merită să aștepți mai mult de atât. Mașina cred că o să o iau mâine, așa că am dat-o pe era acum și o să mă bucur puțin de ea. Nu a consumat în cei 6.800 de km, nu a scăzut pe jos deloc. Cel puțin nu a consumat să fie vizibil. Nu știu dacă poate așa, poate a ciupit 100 de miligrame, de fapt mililitri. De păcate este trafic, nu pot să mă bucur de ea. Va trebui să o las pentru zi la reprezentanță și o să mă bucur eu pe weekend, poate. Thank you.
scoți uleiul în cutia de viteze. Mă refer la cea manuală, că la cele automate sunt mai dificile, mai diferite. Dar știu că mulți nu schimbă niciodată uleiul în cutia de viteze. Eu la mașina precedentă, la Honda, tot o Honda Civic, am schimbat uleiul în cutie la 80.000 de kilometri și pot să vă spun că era destul de negrit. Că mulți spun că n-ar trebui să se negrească, că în cutia de viteze nu există arderi și chestii astea, dar totuși se, știu eu, se uzează pinioanele și produc fel și fel de chestii. Deci părerea mea că este că ar trebui schimbat destul de des, cel puțin la 80.000 de kilometri. Dar eu am preferat să-l schimb acum la 40.000. Cum am spus, este o revizie mai mare și vreau să o fac mai cad la carte. Bineînțeles, este o mașină mai de colecție și este bine să fie cât mai întreținută, să-și mențină prețul cât mai bine. Poate o să o vând peste câțiva ani și o să-mi iau, bineînțeles, un Type-R, nici de cum altceva. Dar momentan să avem grijă de ea și să sperăm că nu o să am parte de accidente sau accidente pe circuit. Eu plănuiesc să ajung cu ea și pe circuit. Nu s-a putut până acum. Au anulat toate tractorurile aici în Belgia momentan. Mă bătea gândul să merg în Germania, dar iar la fel cu aceste probleme cu corona, am preferat să stau în Belgia și să nu părăsesc țara. Știu. Gata, am ajuns la reprezentanță. O să lăsăm mașinile aici. O să parchez aici lângă F8-ul fratelui meu. Gata, și o să predăm cheile. Și cam asta a fost. Ne revedem mai târziu. Toate reviziile le efectuăm la Honda Thijs Lier. Este o reprezentanță destul de mare de Honda aici în Belgia. Cred că este una dintre cele mai cunoscute. Sunt singurii care se ocupă și de Honda NSX, de cele vechi și bineînțeles și de cele noi. O să lăsăm mașina și noi aici pe mâna lor. Nu ne facem griji, le lăsăm pe mâini bune. Acolo în față au și un NSX, nu știu dacă se vede. Se vede puțin pe colț. Este la vânzare, dar e destul de scump, nu o să-mi permit, poate dacă îmi vând casa și doi renichi.